Și acum să facem cunoștință cu Luna, o văcuță din Germania, ca oricare alta la prima vedere. Nu și dacă ne uităm la aptitudinile ei, unii ar zice că este o adevărată campioană. Stăpâna Lunei este convinsă că văcuța se crede cal. Jumătate de metru sau chiar mai mult. Niciun obstacol nu este prea înalt pentru Luna. S-a născut în zodia campionilor, susține stăpâna ei, care nu ar da-o la schimb nici pentru un armăsar pur sânge. Înzestrată cu mobilitatea unui armăsar și cu încăpățânarea unui catâr, Luna i-a dat ceva de furcă tinerei stăpâne. A durat luni de zile până ce animalul a învățat să răspundă la comenzi precum mergi, stai și galop. Aber ich werde trotzdem immer bei der Luna bleiben und immer was mit ihr machen. Adolescenta de 15 ani se gândește chiar să o înscrie pe Luna la concursurile cu obstacole.